Bună tuturor și bine m-am regăsit. Sunt într-o pauză de la lucru și vreau să vă povestesc câte ceva despre faptul că o să am primul discurs marți, de la marți pe 3 martie, o să zic că de la ora 3, la Timișoara English Speakers. Și așa am emoții, dar parcă și abia aștept și l-am scris deja. Și va fi despre cum să depășești circumstanțele. Lucruri și o tematică despre care, sau mă rog, cu care ne-am obișnuit aici pe canal. Și ce să vă mai zic? Lăsând, eu știu, lauda la o parte sau artificiile astea extra. Toată treaba asta cu Toastmasters mi se pare o provocare foarte faină și mă bucur că am găsit un mediu în care pot să continui să-mi depășesc și eu circumstanțele și să învăț mai multe și să mă pun în postura de a vorbi în fața oamenilor și de a-mi depăși fricile și de a-mi depăși propriile limitări. Și vă încurajez și pe voi să faceți treaba asta. Ma, de ce neapărat Toastmasters? Cred că pentru mine e important longevitatea unui club și cred că e importantă, să zic așa, tradiția sau identitatea unui club. Și în România Toastmasters are o vechime de cel puțin 10 ani și unul din cele mai vechi, dacă chiar cel mai vechi club de Toastmasters din România e în Timișoara. Timișoara English Speakers este cel mai nou. Și faptul că deja există o structură și niște obiceiuri și niște experiențe, să zic așa, în urmă, mie îmi dau încredere că oamenii ăștia deja știu ce fac, sunt formați, transmit de la o generație la alta și de la om la om structura asta și atunci e mult mai ok când vii cu ceva prestabilit sau deja format cumva. Chestia asta îți dă încredere. Pentru mine Toastmasters înseamnă asta, în primul rând, înseamnă structură, înseamnă continuitate și înseamnă să zic, un mediu propice dezvoltării, indiferent de mediul din care tu provii, la deschidere, în primul rând. Cam asta despre Toastmasters de data asta. Probabil o să mai vorbesc despre experiența Toastmasters la un moment dat. Deocamdată vă arăt vitraliul din spatele meu. Mi-e un gemul ăsta de drăguț. Așa. Și ce să zic? Eu continui să învăț de cursuri și de treabă și de tot ce încerc și eu de rândul meu să construiesc și să las cumva în urmă, ca să zic așa. Și abia aștept. Dacă sunteți din Timișoara, puteți să veniți la Librarul cu Papion în 3 martie de la ora 7:30. O să fim acolo pe baricade. Primul meu discurs, Icebreaker-ul, să fiu și chiar prima care ține discursul în seara respectivă. Sunt vreo 3 discursuri. Și ne vedem acolo. Abia aștept. V-am pupat. Ciao.